Capitolul 16. Învierea lui Isus. După ce a trecut ziua sabatului, Maria Magdalena, Maria mama lui Iacov și Salome au cumpărat mirezme ca să se ducă să ungă trupul lui Isus. În ziua din tâi a săptămânii s-au dus la mormânt diz de dimineață, pe când răsărea soarele. Femeile ziceau una către alta, Cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului? Și când și-au ridicat ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese prăvălită. Au intrat în mormânt, au văzut pe un tinerel șezând la dreapta, îmbrăcat într-un veșmânt alb, și s-au spăimântat. El le-a zis: Nu vă spăimântați! Căutați pe Isus din Nazaret, care a fost răstignit. A înviat, nu este aici. Iată locul unde îl puseseră. Dar duceți-vă de spuneți ucenicilor lui și lui Petru că merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea, cum v-a spus. Ele au ieșit afară din mormânt și au luat-o la fugă, pentru că erau cuprinsă de cutremur și de spaimă. Și n-au spus nimănui nimic, căci se temeau. Arătările lui Isus după înviere. Isus, după ce a înviat, în dimineața zilei din tâi a săptămânii, s-a arătat mai întâi Mariei Magdalenei, din care scosese șapte draci. Ea s-a dus și a dat de știre celor ce fuseseră împreună cu el, care plângeau și se tânguiau. Când au auzit ei că este viu și că a fost văzut de ea, n-au crezut-o. După aceea s-a arătat într-alt chip la doi dintre ei pe drum când se duceau la țară. Aceștia s-au dus de au spus lucrul acesta celorlalți, dar nici pe ei nu i-au crezut. În sfârșit, s-a arătat celor 11 când ședeau la masă și i-a mustrat pentru necredința și împietrirea inimilor, pentru că nu crezuseră pe cei ce-l văzuseră înviat trimiterea celor 11. Apoi le-a zis: Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede: În numele meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi vor lua în mână șerpi, dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma, își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoșa. Domnul Isus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a șezut la dreapta lui Dumnezeu, iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îl însoțeau. Amin.